Iată că în sfârșit putem începe acest program la care visăm de foarte mulți ani. Da, în sfârșit, chiar vreau să vă întreb, am avut dilema asta, numai să sunteți unul din intelectualii României cunoscuți, recunoscuți pentru interesul în științele cognitive. E un domeniu emergent, de ce acum și de ce la Universitatea din București? Probabil că au fost nevoie de mai mulți ani pentru ca toate condițiile necesare, nu știu dacă și suficiente, vom vedea în viitor, dar toate condițiile necesare să se maturizeze, să se coacă, pentru a spune așa, pentru că, într-adevăr, Universitatea a început aproape acum 20 de ani un program de master care nu a continuat foarte mult timp și cred că acum, prin lansarea acestui program de licență, vom avea baza aceea de care e nevoie pentru a crește organic un astfel de proiect. O să creștem, sunt sigur, îmi aduc aminte de oamenii care au fost aduși în programul acela de master aici în România. Daniel Dennett în România. Wow! Sigur, da. Sigur. Dacă o să avem 10% din succesul acela... Câteva personalități marcante, da. Și din Franța, nu numai din Statele Unite, din Europa. Da. Pentru psihologie e o oportunitate teribilă din mai multe puncte de vedere. Cred că, pe de o parte, ține de creșterea domeniului în general în România. Adică e un program în Facultatea de Psihologie și asta e un punct de mândrie pentru mine ca psiholog. Cred că mai e important pentru că e un program interdisciplinar și nu știu dacă la nivel de licență s-au mai făcut programe interdisciplinare în România vreodată. Sper să nu greșesc aici. Din cunoștințele pe care le am cu privire la universitățile din România, cred că este primul program de licență autentic interdisciplinar, cel puțin în domeniul științelor umaniste și al științelor sociale, dar cu o inserție puternică din domeniul științelor vieții, din domeniul biologiei, deci un spectru mai larg decât acela în care aveam programe în care, să spunem, filozofi și istorici sau lingviști și psihologi colaborau. Aici este un proiect de mileniul nostru, de secolul 21, în care o problemă atât de dificilă și de complexă cum este descifrarea mecanismelor și descifrarea structurilor prin care funcționează mintea și conștiința umană pot fi înțelese doar prin efortul acesta interdisciplinar. Da. Baza aceea filosofiei pe care o aduceți dumneavoastră și colaboratorii noastre, baza care vine din zona psihologiei și a științelor cognitive, adică a psihologiei cognitive în sensul ăsta, foarte multă matematică, da? Inteligența artificială, până la urmă creierul e un aparat de computație. Sigur, dar e un program în continuă desfășurare, pentru că niciodată nu știi unde anume vei ajunge căutând să înțelegi acest mister aproape insondabil, care este mintea umană și tot ceea ce ține de constelația aceasta, în primul rând psihologică, a personalității umane. E o butadă, dar cu o semnificație foarte adâncă, lansată de un filozof american foarte cunoscut în a doua parte a secolului al XX-lea, Willard Quine, care spunea că această compartimentare rigidă în discipline, ale căror granițe sunt foarte fixe, este o chestiune mai degrabă birocratică. Probabil. O chestiune care ține de organizarea universității. Gluma lui mergea mai departe. O chestiune pentru decani și pentru bibliotecari. Pentru că decanii au nevoie să ceară fonduri pentru programele lor foarte bine definite, iar bibliotecarii trebuie să știe unde să pună cărțile pe rafturile bibliotecii. Dar cunoașterea nu procedează așa. Mai ales atunci când ai nevoie de înțelegerea unor fenomene atât de complexe. Asta e și motivul pentru care am atât de multă speranță în programul ăsta. E un program în limba engleză, un număr, din nou, un lucru care nu se întâmplă des în România, cu un corp profesoral pe măsură. Da, adică oameni care sunt ori cu studiile făcute în străinătate, veniți înapoi în România, ori oameni care sunt absolut fluenți și sunt și probabil din cauza că sunt recunoscuți la nivel internațional, fiindcă mare parte din cercetarea lor acolo se publică și acolo se discută. Deci cred că nu greșesc dacă spun că e un program de elită și că o să lase urme în societatea românească. Da, și în primul rând o mare promisiune și pentru noi, sigur că este o provocare, dar este o mare promisiune pentru tinerile generații de studenți și de viitori cercetători. Pentru că, indiferent în ce domeniu s-au specializat mai mult viitorii noștri studenți, poate că au făcut un liceu de informatică, poate că au făcut un liceu cu profil real sau cu profil uman, aici vor găsi ceva care să îi capteze, să îi atragă și care să fie pe măsura pregătirii și aspirațiilor lor de cunoaștere. Da. Bun. Adică nu este un canal prestabilit dacă ai făcut doar matematică sau dacă ai studiat doar istorie sau doar filozofie și te-a interesat foarte mult chestiunea asta înainte, să te duci către un program care să fie fixat doar în acești parametri. Poți să vii
cu un bagaj de cunoștințe foarte variat, pentru că aici vei găsi ceva care să te intereseze pentru a studia mai departe. Da, da. E un mix ideal pentru, pentru studenții pe care îi vom avea. Văd des asta la noi în facultate, nu atât de des, dar vezi uneori, psihologia e văzută mai degrabă ca stând cu rădăcinile în zona umanioarelor, da, humanities. Și vezi mulți studenți care vin și la un moment dat spun, dar mi-aș dori să învăț mai mult de, nu știu, statistică avansată sau matematici aplicate, sau fiindcă am nevoie în Dumnezeu știe ce proiect de cercetare și nu pot să le ofer asta. Și văd la fel de bine matematicieni care se îndreaptă la un moment dat în cariera lor, de obicei de vreme, înspre filosofie, înspre alte domenii ale matematicii care aplicate. Și e greu, fiindcă nu ai programe care să ofere asta. Acest program oferă acest melanj. Unii dintre corifeii domeniului chiar au venit din această zonă a științelor matematice, a științelor naturii sau a științelor matematice. Ori pentru noi e foarte important ca încă de la nivelul licenței să formăm acest profil intelectual și de cercetare. Da. Nu la nivel de master și de doctorat, când este deja puțin cam târziu și nu ai aceste precondiții, aceste rădăcini din care să poată să crească după aceea abordarea aceasta. Cred că suntem foarte consonanți cu zeitgeistul în care trăim, da? Asta e spiritul timpului, e efervescent, e cu de toate. Asta avem în acest program, un program de elită. Eu sunt foarte, foarte bucuros că ne-ați îndemnat și ne-ați convins, nu atât de mult împins, cât convins să mergem în direcția în care suntem. Și eu sunt foarte mulțumit, foarte fericit că pot să colaborez și cu siguranță și alți colegi din generații mai tinere de la mine din facultate vor prelua această chestiune și vor contribui la maturizarea și la creșterea acestui program. Așadar, privim cu optimism înainte. Așa vom face. Mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere!